Camelia. Bine ați venit în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum să pregătiți cartofi duchesse. Pentru această rețetă vom folosi 3 cartofi de dimensiune medie. Eu am ales să folosesc cartofi albi. Vom folosi 50 de grame de parmezan și 50 de grame de cașcaval rase pe răzătoarea mică, 100 de grame de unt, 2 gălbenușuri de ou, o jumătate de linguriță de sare, un praf de piper alb și un praf de nucșoară. Veți mai avea nevoie pentru cartofii duchesse de un poș și de un dui cu cap spelat. Pentru a face această rețetă va trebui mai întâi să fierbem cartofii în coajă. Îi pun într-o oală cu apă rece și îi punem pe aragaz la foc mediu până când se fierb și putem înfige în ei cu ușurință o furculiță timp de aproximativ jumătate de oră. Cartofii au fiert, sunt foarte moi, i-am curățat de coajă, sunt încă calzi, iar acum urmează să-i pregătesc. Mai întâi voi mărunți cartofii. Voi adăuga untul pe care l-am tăiat în cubulețe. Și voi pasa împreună cu cartofii. Am omogenizat cartofii cu untul. Acum voi adăuga nucșoară, piper și sare. Și voi omogeniza compoziția. Voi adăuga cele 2 gălbenușuri. Voi adăuga cașcavalul ras și parmezanul și voi omogeniza amestecul. Compoziția pentru cartofii duchesse este gata. Acum o voi pune în poș. Am umplut foarte bine poșul și l-am strâns. Și acum voi forma cartofii duchesse. Voi coace cartofii duchesse în cuptorul încins la 180 de grade timp de 10-12 minute. Este bine să verificați din când în când, ei sunt gata când devin aurii pe margini. Cartofii duchesse sunt gata, vă sugerez să-i serviți alături de friptură sau de pește. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să subscribe canalul meu de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!